Acum în al doilea compartiment în care filmăm, am plăcerea să filmez, sunt găzduite femelele de matcă și de zbor din crescătoria campionului național, domnul Husain Etap, din București. Câte exemplare sunt, domnul Husain? Câte aveți aici cu totul? Aici au fi 20 de... În jur de 20, nu? 20 de femele. 14 femele de reproducție, am înțeles? Da. Și restul, și restul de zbor, da. A zburat și femeia anul ăsta? Deci... În campionat? Da, deci femeia asta de sus. Da. Asta care are... Da. După el. Asta este o femeie tot de la Nenicu. Da. E zburată două fonduri. Și după ce nu mi-a plăcut cum arată, n-am mai băgat mai departe. Așa, mai am o femeie, uite aici jos, este zburată și asta tot zburată cu un singur fond, adică demifond și fond și pe urmă am lăsat-o, n-am mai zburat mai departe, da. Pentru că nu mi-a plăcut. Așa, mai am aici încă o femeie în spate dumneavoastră, aici, da. În asta. Asta este o femeie de fond, este de la domnul Sandu Cazacu. Da. Este o femeie foarte bună, am zburat, dar a fost ciupită și n-am mai zburat mai departe. Da, a agățat uliu, nu? Da. Nu a agățat uliu, cred că o crangă ceva a lovit. S-a lovit în... Avea aici penele smulse și n-am mai zburat. În aripă, da. Asta albastră aici pe stânga sus, da. Care este zburată. Așa, uite. Porumbița asta, domnul Sandu mi-a spus că frascul ei are anul ăsta 8 din 8 clasări. Super. Femeia asta și ea mai are o sora în spate dumneavoastră acolo. Sunt toți ardive acolo sus. Da, 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 da. E sora ei este, amândoi sunt de la domnul Sandu Cazacu. Femeia asta este de fond. Tot de la matca lui domnul Sandu Cazacu. Deci domnul Sandu pentru mine este foarte important. Adică e un prieten al meu, când m-am dus niciodată nu mi-a spus nu. Nu va refuza, da, așa, așa. Deci așa. El mi-a dat de la matca, că am spus domnul Sandu că să fac și eu matcă și am făcut matca de la matca lui. Da. Deci femeia e... Are, Sandu are păsări extraordinare. Foarte bine, foarte bine. Super. Așa, mai este încă o femeie aici, vă arat de fond, uitați-vă asta de aici, este inel belgian, aia de sus, da. Așa, asta tot de la domnul Sandu este, și mi-a zis Husein, uite, dacă tu nu mă las în pace, hai să-ți dau. Și am dat și porumbița asta, tot de la domnul Sandu este, este o porumbiță și asta de la domnul Sandu este. Da, aici. Asta cu alt pecioc, nu? Da, da, tot de la domnul Sandu este. Frumoasă. Deci eu pentru mine este foarte important domnul Sandu, că de câte ori m-am dus la el, niciodată nu m-a refuzat și eu am făcut matcă de matca lui. Nu vrea, săracul nu vrea, dar mi-a dat. Da. Super păsări, frumoasă, într-adevăr. Uite femeia asta de aici. Imediat o arat, este o femeie asta de aici. Da. Este asta de aici, este de la domnul Elisei. Ah, de la domnul Iacobuță, nu? Da, da. Am înțeles că aveți o relație foarte bună cu domnul Elisei. Bună, da, da, de am, familie, de da. Familie, da. Am o femeie în spate dumneavoastră acolo sus care are clipsul galben alăcută. Da. Este tot de la domnul Elisei, este de la porumbelul, celebru porumbel 004 de la domnul... Da, 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 da. Deci este tot de la domnul Elisei. Super. Da. Am câteva porumbei de la domnul Elisei. Și de la domnul Sandu Cazacu, deci am foarte mulți porumbei. V-ați adus păsări extraordinare ca și... Da. Combinații genetice. Da. Super. O să vedeți că saltul calitativ o să înceapă să urce, să crească de la an la an. Da. O să fie bine. Niște perechi bine gândite. Începe să vină și experiența, ce da, zice, nu? Da, încet să vină experiența, pentru că perechile care am făcut eu nu știu cât e de bine sau rău. Asta când o să vedem pui o să da seama. Sau când o să zburăm, o să ne dăm seama ce am făcut sau am făcut bine sau n-am făcut bine. Și... Da, știu că urmărești echilibru.
Eu urmăresc, este? Și talia și greutatea porumbelului și... Eu urmăresc care este masculul și femeia, dacă e diferență, văd în așa fel să-i părechez, că să iasă ala cu diferența aia. Da. Câțiva pui nu mi-a ieșit pe placul meu, care n-a ieșit, dar restul, eu zic că e ok. E bine, nu? Da, vorbim în 2023, poate acolo o să aflăm ce am făcut. Mersi mult, mergem în continuare, da? Mergem în continuare.